Ce să zic, la mulți ani, să rămână, mă bucur că ți-ai făcut timp și nu te-am văzut niciodată. În poza aia ești cu părul creț, acum ești chinezoaică, arăboaică. Care ești tu aia adevărată, Sonia aia adevărată? În primul rând, la mulți ani, mă bucur tare mult că începem și noi anul în această experiență minunată la Survivor. Și să-ți răspund la întrebare, care este adevărata mea față, o să îl vezi și o să-l vedem cu toții, chiar la emisiune, pentru că acolo nu există pieptene, să eu ca fată să-mi aranjez și eu părul, să mi-l schimb, să mă apardez, nu sunt filtre. Așa că o să ne cunoaștem foarte bine, cel mai bine și... O să ai ocazia să vezi cine sunt eu, Sonia, în spatele imaginei de artista Sonia. Da. Am văzut că ai cochetat cu baletul când erai mică. Da, eu am graduat de la The Australian Ballet School în Australia. Sunt profesoară de balet, am calificările mele în dans de Shaketi. Și a fost și a făcut parte și face parte, într-adevăr, încă în ziua de astăzi este întotdeauna cu mine baletul pe scenă. Mă ajută foarte mult la orice stil de dans, fiind balet baza, practic, pentru orice gen de dans. Și ești frozen. Practic, mai te uiți, te duci la spectacole. Sau doar așa că ai făcut când erai mică, ai diplomă, ești profesoară sau continuă să fie pasiunea vieții tale pe lângă muzică? Cu baletul, în momentul de față, cred că știi foarte bine că nu pot să profesez ca balerină, nu e o carieră foarte lungă. În general, dansatoarele sunt cam până în 30-35 de ani maxim, depinde de fiecare persoană și corpul lui cât rezistă. Eu am terminat cariera mea de balerină la o vârstă destul de tânără, dar am făcut foarte multe în timpul scurt. Am dansat cu The English National Ballet, cu The Kirov Ballet, cu The Royal Ballet. Am avut rol principal în spectacolul Spălcătorul de Nuci. Am fost Clara și am făcut turneu în toată Australia, dar eu am terminat la 19 ani cariera mea de balet, nu mai profesez. Da, în continuare îmi place foarte mult balet, îmi place foarte mult dansul, actoria, am făcut și actorie cât am fost mică și am reluat acum această pasiune, pentru că un actor poate să aibă orice vârstă și încă să aibă chemarea, să zic așa, dar o balerină, dacă nu ai început de mică, dacă nu ai făcut performanță până la vârstă de 20 de ani, deja e târziu. Proiecte muzicale ai, Sonia, când vei ieși de la Survivor? Da, am lucrat la muzică nouă, chiar mâine o să fie ultima zi de studio pentru pregătirile pieselor pentru după Survivor și sper să le placă tuturor, așa cum a fost plăcută piesele My Beautiful One, Hold On, Remember. Da, o să fie o reinvenție de-a mea. Asta vreau să te întreb, odată cu acceptarea proiectului ăsta Survivor, ai acceptat să intre acolo, cu siguranță nu e ușor pentru bărbați, pentru băieți, cu atât mai greu pentru o doamnă, o domnișoară, o tânără, o femeie. Când ieși de acolo, vrei să te reinventezi sau ai intrat ca experiență pentru notorietate, pentru a-ți testa limitele și a vedea până unde poți merge? Pentru mine, emisiunea și tot ceea ce vom trece acolo în Dominicana, pentru mine, în primul și în primul rând, este un test și
de cât am evoluat eu spiritual, cât am evoluat și oricum pentru mine, sincer, am câștigat doar prin simplul faptului că particip la un astfel de misiune, pentru că acum 4 luni de zile nici nu puteam să alerg. Așa că eu acum pot să alerg, sunt sănătoasă, nu mă ia leșinatul, nu așa. Deci pentru mine este o mare realizare că pot să... Și mi-am revenit înapoi în apele mele, în cine sunt eu. Pentru că am avut de câțiva ani de zile și în continuare am niște probleme de sănătate care sunt acum cât de cât under control. Dar na, asta e ceva ce păstrez pentru mine și... Dar poate o să povestim mai multe cât suntem acolo pe insule, să vedem. Cred că singurul... mult timp. Asta vreau să spun. Cred că acolo singurul lucru care nu o să ne lipsească o să fie timpul. Da, vom avea foarte mult timp, dar o să fie foarte ciudat. Nu știu dacă tu ai stat să te gândești, dar uite, nu o să avem telefoane, nu o să știm cât e ceasul. Bravo, bravo! Nu o să avem alarmă! Bravo! Am înregistrat câteva vloguri ca să le las în momentul când voi fi acolo, să le las celor care se ocupă de YouTube să le posteze, știi? Și am spus, și chiar o să te întreb și pe tine, o să te întreb lucrul ăsta, dar am spus, bă, în afară de dorul de cei dragi, faptul că nu poți să comunici, faptul că îți lipsește hrană, bă, dar mi se pare... Nu avem mașină de spălat, ne spălăm hainele în ocean. Nu avem baie, nu avem oglindă. Ok, nu pentru avem multe să-ți faci igienele, nu poți să-ți dai cu contur. N-ai un ruj, n-ai o pudră, n-ai nimic. Corect. Dar asta mi s-a părut cel mai... Bă, să nu știi cât e ceasul, să nu știi cât ai dormit. Sau cât ce, în ce zi suntem. Că dacă noi nu vom număra... Cred că o să, pur și simplu, o să pierdem. Nu o să știm dacă e luni, marți, miercuri, joi. Corect. O să fie ceva foarte dubios, dar un lucru foarte frumos, să nu ai presiunea asta a timpului și să putem să ne facem, nu știu, să ne dăm seama, de fapt, acum, nu știu, e răsăritul, ne dăm seama cât e ceasul. Știi? Da. Back to basic, să zic așa. Uite, chiar am comentat că am înregistrat mai devreme și chiar am spus că în momentul când va trebui să plecăm la o probă, va veni cineva, cred, și nu o să-ți mai spună nimeni, uite, te duci tu la un concert sau te duci la o întâlnire, zici, bă, mai am o oră, mai am 10 minute, mai am, Sonia, ieșim pe scenă în 3 minute, pregătește-te. Acolo va veni cineva bănuit și ne va spune, îmbrăcați-vă că plecăm. Că nu poate să spună 5 minute să fiți gata, că tu nu știi cât e ceasul. Corect, corect. Sau putem doar să așa, să ne estimăm. Ar fi 5 minute, 10. De ce ți-e cel mai frică acolo? Sincer, mă duc în această misiune fără frici. Ca orice om, da, am și eu în mod normal fricile mele, dar am decis să le las toate acasă, nu mă gândesc la ele și să mă duc acolo să fiu liberă, să fiu autentică, să am cea mai bună performanță din partea mea, să mă bucur de mine, de sănătate și de abilitățile și minunăția care este corpul nostru și mintea noastră. Și să mă bucur să vă cunosc, na, să stăm de vorbă, să povestim și să fie o experiență plăcută și să fiu crazy, că sunt puțin crazy, să fiu cam acasă pe acolo, o să mă rup pe toate alea, nu mai stau să mă gândesc, au, poate știi, dacă nu s-ar bine, poți să-ți rup piciorul, nu știu ce, nu știu cum. Nu, dar mă voi confrunta cu orice vine în calea mea, atunci pe moment, nu stau acum să-mi fac griji că o să fie șobolan, că sunt pe engine, că nici mie nu-mi plac chestii de genul, nu-mi plac. Dar nici nu mă gândesc la ele. Plus, la asta, oricum sunteți voi bărbați acolo și o să fie. Suntem
informații acolo care o să fugim primii. Nu știu ce să zic, să știi că eu vă consider bărbați bărbați, adică am bază în voi. Nu vă văd băieți. Am înțeles, asta e bine. Ai făcut sport, ești persoană, apar oamenilor, ai cu siguranță că toată viața ai avut grijă ce mănânci și cât mănânci. Ești rea de foame? Nu, no, sunt foarte liniștită. Eu am ținut post 5 zile, post negru 5 zile. Eu zic că mi-am testat limitele, știu cât pot să duc, ce nu pot să duc. Oricum am un regim alimentar de 3 ani de zile destul de strictă și am trecut prin mai multe teste legate de mâncare. Eu zic că sunt foarte echilibrată și pregătită. Asta cu mâncatul nici nu reprezintă, nu știu, ceva necunoscut. De obicei nu o fac, dar fiind vorba de o femeie tânără, frumoasă, de o experiență care va urma, îți va fi dor de cineva? Nu. O să fie, aici presupun că mă întreb de cineva special. Bine. Exact. Eu și familia mea este specială, adică mama, tata, frate, o să-mi fie dor de ei, pentru că vorbesc cu ei zilnic, de două ori pe zi, de dimineață și seara, așa ne începem ziua, mult normal. O să fie ciudat la momentul ăsta să nu știu absolut nimic despre ei și ce fac și dacă sunt bine, dar nu las în urmă sufletul perechei sau un animal de companie, nu am nici casă, n-am nimic, mă duc așa. Da, să vedem ce o fi. Ai un obiectiv, Sonia, acolo? Te-ai gândit, ți-ai setat un obiectiv, ți-ai făcut așa o strategie? Eu am spus, uite, că am vorbit mai devreme și încă în capul meu e recent ceea ce am vorbit, ce am înregistrat și am spus că eu în primul rând îmi doresc să fiu om acolo. Să vadă lumea, să vadă nu fostul sportiv, nu, să vadă lumea omul, Robert Niță. Tu la ce te-ai gândit pentru tine, Sonia? Da, trebuie să agrez aici cu tine. Cum am și început acest interviu, am zis că trebuie aștept să mă cunoască lumea și mi-ar plăcea foarte mult, cel puțin, eu știu cine sunt, mă cunosc foarte bine și mă bucură foarte mult că, efectiv, eu cel puțin o să mă simt foarte vulnerabilă la modul că nu mai am perețile mele control, să zic, ce arăt, ce nu arăt la public. Dar mă bucur tare mult pentru că o să poată publicul să vadă cine sunt eu, pentru că e o diferență între Sonia care este pe scenă și Sonia cu care, uite, spre exemplu, stai și tu acum de vorbă cu ea. Eu cine sunt zi de zi, sunt o persoană, aș zice, puțin opusă ca și imagine, ca și poate percepția pe care lumea are despre mine, vis-a-vis de imaginea pe care s-a obișnuit publicul să mă vadă pe la emisiuni, în videoclipurile mele. Sau pentru mine, nu am un obiectiv că vreau lumea să vadă cine sunt, dar inevitabil asta se va vedea. Iar obiectivul pentru mine este să îmi cunosc limitele și să pun la test și să văd exact unde sunt eu în cum să zic, în my journey de a deveni un om mai bun, mai spiritual, mai echilibrat. Și
Da, o să văd dacă mai există butoane la care trebuie să mai, nu știu, să mai repar la ele, da. Eu mă simt foarte pregătită și de pe aștept să văd ce se întâmplă acolo. Îmi vine să cred că mâine, poi mâine, gata, începe emisiunea. Ți-ai pregătit bagajul? Da. E gata deja? E pregătit. Da. Eu încă trebuie să-l fac. O să fiu cu siguranță pe 1.100 de metri, ca de obicei. Nu e bine. Stau să mă gândesc dacă... Stau să mă gândesc dacă să le pun într-un troller sau să optez pentru o geantă cu roți care cântărește cu 2-3 kg mai puțin decât trollerul, ca să mai câștig kilogramele alea, să mai pun câte ceva în bagaj. Nu știu, să... Sincer, nu știu, te văd bine, să nu știu ce kilograme vrei să câștigi. Aoleu, stai puțin. Da? Da. Da. Pentru că oricum noi nu avem bagajele. Deci o să fie oricum multe kilograme, cred că, în plus rămas. Nu știu, am văzut că avem 25, bagajul de cală trebuie să aibă 25 de kilograme, am înțeles. Până în 25, da. Până, da. Și alea care, bine, tu o să ai costum de baie, eu am slip. Exact, care nu cântăresc absolut nimic. Îți dai seama, noi nu avem care... haine de iarnă la noi. Toate hainele n-avem... sunt subțiri, decât, na, training-ul de dormit, dar... Trei training-uri, trei tricouri, trei short-uri, trei maieuri, lenjeria intimă și cam asta e. Adică Adidas și care să-i folosim acolo. Stai seama ce o să pută Adidas și ăștia? Fai de capul meu, deci nu vreau să mă gândesc, îți dai seama, noroi, da, apă, stai seama, sare și să stai cât stai încălțat, să stai în aceeași pereche. Indiferent da, că e competiție... Sau că te plimbi pe acolo, sau te duci să cauți copo, sau să... E asta nasol. E... Da. E nasol rău. Dar, na, cum au rezistat alții, probabil o să rezistăm și noi, mă gândesc. Absolut, absolut. Cum adică, nu suntem în stare? Suntem. Oricum, suntem o echipă foarte frumoasă. Se pare că suntem... mișto. O să se distreze publicul cu noi. Da, și eu am zis că cred că va fi cea mai urmărită și cea mai de succes ediție Survivor de până acum. Plus da, faptul că transmite ProTV-ul, are o altă acoperire, un alt nivel, da, și cred că chiar m-am uitat cu atenție așa și am mai citit pe internet. Eu nu văd la doi dintre colegii noștri. Și aici te includ și pe tine, mă includ și pe mine, nu văd foarte multe puncte comune. Și asta face mai mișto competiția, pentru că... Suntem foarte diversificați. Exact, diferiți, foarte diferiți, foarte din medii, unul care face un lucru, altul, unul care a fost la un alt anumit nivel, altul la... Adică mi se pare chiar... au nimerit-o cei care ne-au selecționat. Corect, dar eu cred că o să descoperim că aparențele și înșeală. Cred că, într-adevăr, suntem diferiți, dar în același timp, cred că suntem foarte asemănători. Rămâne de văzut. Da, asta vom vedea acolo. Că... Și știi, mie de ce mai mi-e frică și iar am mai spus-o, foamea schimbă, caracterele schimbă, oamenii schimbă foarte multe lucruri. Iar acolo va fi foame. Va fi, da, ne vom descurca, ce, dar nu avem, nu suntem copii, suntem adulți, ce, nu știm să ne controlăm? Acum, da, când vorbim, că tu ești acasă, ești frumos machiată, coafată, dacă ți-e foame, iei ceva ce îți permite când regimul ăla. Nu am mâncat absolut nimic astăzi, toată ziua, până în prezent. Eu două șturubele, unul brânză dulce și stafide și unul cu mere. Să fie de bine. Iam. Să rămână. Ai spus mai devreme că lucrezi la niște piese, la un nou album. Uh-huh. Te-ai gândit să lansezi o piesă în momentul când ești la Survivor? Cei care se ocupă casa ta de discuri sau colaboratorii tăi. Te-ai gândit că ar fi un boom?
Avem nu o piesă nouă, avem un remix la una dintre piesele mele de succes. Mm-hmm. E... Da, de-abia aștept să văd dacă va fi la fel de bine primită ca cum a fost varianta originală. Mm-hmm. Asta o ai pregătită, e gata, e la gata, cum se spune, e doar să o urce pe... Nu e gata, nu o să apuc să-l ascult, dar am încredere în producătorul pe care lucrează la el și o să fie foarte mișto, sunt convinsă. Finala se face cu ochiul? Da. Pe deci printre puține care... Da? Nu, că n-am întrebat. Na, nu sunt cărțile făcute, voi câștiga. Să-mi zici muncă. Pe tine atunci, poate. Sunt underdog, be careful. Aha, să-mi zici că stau și eu pe lângă tine, știi, poate mă tragi pe mine, nu mă votez, nu, să ajung și eu mai departe pe lângă tine pe acolo. Hai, ne ajutăm unul și pe celălalt, hai. Auzi, te gândești că este un joc în care și prieteniile, și alianțele, și au un cuvânt de spus. Te gândești la lucrul ăsta? Dacă ai dreptate cu ceea ce ai spus, că relațiile și alianțele, da, cu siguranță au un mare impact asupra cum decurg lucrurilor, însă recunosc, nu știu dacă a trebuit să recunosc sau nu, dar eu nu am suficientă energie să stau să mă gândesc cum pot să manipulez acolo. Am doar suficientă energie să fiu eu și voi face ceea ce simt. Acum, dacă asta va fi un lucru pozitiv și bun, ok, dacă nu, aia este. Și vom vedea atunci la momentul respectiv. Dar mie, sincer, îmi sunteți toți foarte dragi. Mie nu-mi place treaba asta cu votatul, așa că te rog frumos, o să zic la toată lumea, vreau să câștigăm versus războinicii, like, până nu se mai poate, da? Că să nu plecăm nimeni din gașca noastră, să rămânem uniți, să rămânem așa echipă întreg, cei 12 concurenți în varianta originală, până, nu știu, la 3 luni. După aia știu că se schimbă, e fiecare după aia joacă individual, dar până atunci noi să rămânem așa cum am venit, să ajungem și în punctul ăla.